Slăviți-l Domnul Iisus Hristos! Mulțumesc lui Sami că mi-a făcut introducerea. Când am ales această, după cum v-ați dat seama, de la timpul de închinare, am cântat despre Iisus, care este stânca noastră. Și tema seriei din seara aceasta este Iisus, stânca noastră. Am ales un inginer constructor care să ne dea un pic, să ne povestească un pic despre importanța acestei fundații. Eu aș vrea să vă vorbesc doar câteva cuvinte despre suprastructură, despre lucrurile pe care le construim deasupra. Aș vrea să vă ridicați în picioare, să citim textul, pentru că aș vrea să citesc din nou textul acesta, dar cu încă două versete în plus care mi se par foarte importante. Matei, capitolul 7, începând cu versetul 22 până la versetul 29. Matei, capitolul 7, 22 până la 29. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om care, cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaie, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rog din toată inima să ne vorbești. Este un text atât de simplu, Doamne, dar care conține lucruri importante pentru viața noastră spirituală. De aceea lasă Duhul Tău ce sunt să pregătească inimile noastre, Doamne, și să ne dea lumină, Doamne, să înțelegem adevărurile Tare profunde. În numele Lui Hristos ne-a rugat și Te rog, însoțește aceste cuvinte cu Duhul Tău ce sunt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este a doua seară de tineret în care de data aceasta ne-am împuținat, am fost mai puțini, am adăugat alți tineri care au slujit în seara aceasta, le mulțumim. Data trecută când a avut loc această întâlnire a tineretului, toată lumea a venit la mine și m-a felicitat. Dar știți ce am fost surprins? Cel mai multe felicitări le-am primit pentru că ne bucurăm că ai terminat mai repede. Așa că în seara asta o să vă facem încă o bucurie, o să terminăm iarăși mai devreme. Pentru că nu intenționez să predic mult, nu intenționez să vă spun lucruri pe care nu le știați. Însă, de fiecare dată când am citit această pildă, nu am făcut niciodată legătura între pilda aceasta și celelalte două versete care erau mai sus. Această pildă a celor doi oameni care au ales să construiască case este o concluzie la Predica de pe Munte. Predica de pe Munte începe din capitolul 5 și se termină în capitolul 7. Acolo Dumnezeu, Iisus Hristos, vorbește despre fericiri, Iisus Hristos vorbește despre comorile cerești și comorile pe care să nu ne punem încrederea în comorile ale acestei lumi, vorbește despre post, vorbește despre disciplină spirituală, vorbește o multitudine de învățături. Multe din aceste învățături se concluzionează în această pildă și Domnul Iisus, la tot ce a spus în Predica de pe Munte, vine și le spune în felul următor. Ca să înțelegeți ce vreau să spun, că am vorbit foarte mult despre lucruri spirituale, am să vă dau încă un exemplu ca să puteți înțelege. Dumnezeu întotdeauna când găsim pilde în Sfânta Scriptură, nu folosește decât să ia lucruri care sunt pământești și cu ajutorul lor să ne învețe adevăruri spirituale. Exact această pildă, toată lumea zidește, toată lumea a făcut case, cred că avem o biserică de constructori, habar nu am despre fundații, sincer vă spun. Știu că fundația se duce în pământ,
Este foarte important, atât este tot ce pot să vă spun. Dar nu vreau să vă vorbesc despre construcții fizice. Pilda aceasta se folosește de acest lucru pe care îl vedem în fiecare zi, să ne învețe adevăruri spirituale. Iar adevărurile spirituale pe care le învățăm în seara aceasta fac referire la noi. Domnul Iisus spune în felul următor, oricine aude aceste cuvinte ale mele, se aseamănă cu doi oameni. Dacă vreți să înțelegeți ce fac oamenii cu cuvintele mele, gândiți-vă la doi oameni care construiesc. Unul pe stâncă, unul pe nisip. Toată lumea are parte de furtuni. În lumea aceasta sunt cutremure, sunt furtuni, sunt inundații, intemperii ale vremii. Toate casele din lumea aceasta au parte de așa ceva. Însă diferența o face fundația. După cum ați auzit, fundația poate face ca casa după aceste intemperii să stea în picioare sau nu. Ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în versetele pe care le-am citit la început, spune în felul următor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, se referă la ziua judecății, Doamne, Doamne, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. În seara aceasta vreau să vorbesc despre un mare adevăr spiritual și adevărul acesta spiritual este atenție să nu ne sabotăm singuri. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați sabotat vreodată, dar eu m-am sabotat de foarte multe ori. Să vă dau un exemplu. Vi s-a întâmplat vreodată să țineți o dietă strictă, vreo 3 săptămâni și după aia nu poți să reziști și ai băgat o ciocolată? Te-ai sabotat. Ai făcut ceva singur, care tot ce ai făcut până acolo a fost fără de folos. Domnul Iisus vorbește astfel unor categorii de oameni care ni se aplică și nouă și le spune în felul următor. Aveți grijă că faceți lucrurile lui Dumnezeu și totuși vă puteți sabota. Vă puteți face rău. Știți cum este? E ca omul care îți zidește casa pe stâncă și unul care o zidește pe nisip. Amândoi zidesc. La suprafață, poate au case frumoase amândoi. Însă aveți grijă, vă puteți sabota. Unul dintre primele lucruri pe care le spune Dumnezeu, Iisus Hristos, acestor oameni este nu oricine dă din gură, nu oricine îmi zice mie, Doamne, Doamne, nu oricine scoate draci în numele meu, prorocește numele meu, înseamnă că este duhovnicesc. Și s-ar putea să vă mire foarte tare. Am citit ceva comentarii că textul ăsta era foarte dubios pentru mine, nu înțelegeam despre ce este vorba. Oamenii aceia nu, într-adevăr, nu făceau lucrurile astea. Ei doar le spuneau că le fac. Ei proroceau, dar nu însemna că prorocia pe care o făceau ei era adevărată. Oamenii, sunt o mulțime de categorii de oameni în lumea aceasta și în timpul Domnului Iisus Hristos vreau să vă dau un exemplu de o singură categorie despre oameni care făceau lucrurile Dumnezeu, însă nu erau duhovnicești. Erau farisei. Voi faceți o mulțime de lucruri. Faceți rugăciuni lungi, mergeți în piețe, învățați pe oameni, studiați legea în fiecare zi, dați zecioală din chimen și din toate lucrurile. Și totuși, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, înseamnă că e duhovnicesc. Ce face diferența? Te poți sabota făcând lucrurile duhovnicești și fără să-L ai pe Hristos. Și se le spune Hristos oamenilor acestora care se lăudau că am făcut minuni în numele Tău, am prorocit în numele Tău și totuși foarte dur. Plecați de la mine, că eu n-am nicio legătură cu voi. Știți cine face diferența? Vreau să vă citesc un verset. 1 Corinteni 3, 11 cu 15 și aș vrea să vorbim despre partea spirituală a acestei pilde. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie în ce privește mântuirea decât cea care este Iisus Hristos. Știți ce fac oamenii aceia? Că spune că în ziua aceea, vorbește de ziua judecății. Oamenii aceștia știți ce au făcut? Au încercat să intre în mântuire spunându-L lui Hristos, de ce nu te uiți la faptele noastre? Asta făceau. Dialogul pe care ne-l dă Domnul Iisus Hristos acolo este că în ziua aceea judecății vor fi oameni care îi vor spune lui Hristos de ce mă trimiți în iad? N-am prorocit, n-am făcut toate lucrurile astea în numele Tău, n-am făcut lucruri duhovnicești,
și el le spune, plecați de la mine. Știți de ce? Pentru că nu lucrările noastre, nu ce facem noi pentru Dumnezeu, ne mântuiește. Slavă lui Dumnezeu că mântuirea vine prin Hristos și jertfa Lui. Căci nu este, nu poate pune nimeni o altă temelie decât Hristos. Și aș vrea să mă fac foarte bine înțeles. Vorbim despre două lucruri foarte importante. Eu nu vorbesc aici despre o credință fără fapte. Nu despre asta vorbesc. Dacă îmi vine vorba despre mântuire, mântuirea nu se face prin fapte. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar când vine vorba despre sfințire, despre transformarea noastră, știți cum se face? Prin fapte. Nu poți face aceleași lucruri. Vreau să vă dau un exemplu cum am înțeles eu lucrul ăsta. Dacă vă gândiți, un picior de-al meu este credința și un picior de-al meu sunt faptele. Dacă folosești un singur picior, și ce vei face? Te vei învârti în loc. Ca să mergi înainte, trebuie să folosești amândouă picioarele. Credință? Fapte. Credință, fapte. Mântuirea, când vorbim special, exclusiv despre mântuire, mântuirea se face prin Iisus Hristos și jertfa Lui. Și aș vrea să fie foarte bine înțeles. Pentru că poți face fapte duhovnice, te poți sabota, fără să-ți pui încrederea în Hristos pentru mântuirea ta. Știți cum se poate face asta? Crezând că faptele tale îți vor asigura mântuirea. Iar Hristos le spune așa de clar, plecați de la mine, nu vă cunosc, n-am nicio legătură cu voi. Te pot sabota singur. Și ori de câte ori, o să vedeți în predicile mele, subiectul ăsta este constant. Orice adăugăm pe lângă Iisus Hristos, îl anulează pe Iisus Hristos. Pentru că nu poți crede în Hristos și jertfa Lui și să spui că sunt mântuit și în același timp să mai mă adaugi tu ceva, să spui că trebuie să fac și asta ca să fiu mântuit. Nu. Când vine vorba despre mântuire, toată gloria, toată cinstea, toată slava merită doar Iisus Hristos. Totul este făcut. Când privește, în ce privește mântuirea noastră, Iisus Hristos a făcut totul. Când înțelegi că Iisus Hristos a făcut totul, nu mai poți să trăiești viața oricum vrei tu. Începi să faci fapte vrednice de pocăință, vrednice de un om mântuit. Dar nu faci fapte ca să fii mântuit. Este foarte clar, așa se traduce pasajul acesta. Atenție la oameni, atenție, de aceea, spune el, Domnul Iisus Hristos, de aceea fiți atenți. Vă puteți sabota singuri. Sunteți ca un om care construiește, dar temelia nu-i Hristos. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea pe care a fost odată pusă, și anume Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem foarte clar. Înțelegem pilda aceasta. Temelia este Iisus Hristos. Oamenii au construit, oamenii construiesc. Însă sunt unii care nu iau în considerare temelia. Mulți construiesc fără temelie. Te poți sabota prin a fi superficial. Gândiți-vă la, aș vrea să vă gândiți un pic la pilda aceasta, acum intrăm un pic în pildă. Un om s-a gândit, vreau să construiesc o casă. A văzut un munte, acolo voi construi casa. Un alt om s-a gândit, vreau și eu să-mi construiesc o casă. A văzut o plajă, a văzut un nisip, a văzut o câmpie, acolo îmi voi construi. Știți care este diferența majoră între cei doi? Unul va munci mai mult, iar celălalt va munci mai puțin. Asta este evident. Unul va încerca să nu fie superficial, unul va încerca să se gândească pe viitor, iar celălalt va vrea rezultate imediate. Unul va munci mai mult, altul va sta mai mult. Așa este și în viața de credință. Unul va căuta să fie stabil spiritual, rugându-se mai mult, citind Scriptura, disciplinându-se, pentru că înțelege că toate lucrurile astea sunt de folos, nu le face pentru Dumnezeu. Este o mare problemă cu oameni care vorbești cu ei și îți dai seama că cred că postul și rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu. Asta e o mare erezie. Postul și rugăciunea mă schimbă pe mine.
Disciplinile spirituale mă schimbă pe mine. Întotdeauna am înțeles lucrul ăsta, marele adevăr spiritual. În momentul în care eu postesc, în momentul în care eu mă disciplinez, eu mă rog, mă aduce, toate lucrurile astea au un efect asupra mea și mă aduc în locul în care Dumnezeu binecuvintează. A fi superficial înseamnă să nu iei lucrurile în serios, să nu te gândești pe viitor. Poți fi sabotat, te poți sabota singur, făcând lucruri superficiale. Vreți câteva exemple de lucruri superficiale? Vă amintiți de Avram și Lot, care au ajuns ei din cauza multor bogății pe care le aveau și multor turme de oi, nu se mai puteau înțelege slujitorii între ei și au spus, prietene, hai să facem ceva, hai să rezolvăm situația. Și unul Lot se duce spre câmpie, Sodoma și Gomora, iar Avram se duce spre munte. Știți ce înseamnă întotdeauna să te duci spre munte? Înseamnă să urci. Pilda în Marcu, capitolul 6, cu versetul 48, spune că omul care a zidit pe stâncă a săpat adânc. Omul care vrea ca construcția lui să fie temeinică, să reziste, va săpa adânc. Am vorbit cu foarte mulți oameni care îți faci timp pentru Dumnezeu. Da, extrem de puțin. Îți faci timp pentru Dumnezeu. Alții sunt care, da, iau lucrurile astea în serios. Citesc Biblia cu seriozitate. Se roagă cu seriozitate. Caută ca ceea ce învață, caută să studieze cuvântul, nu pentru ceilalți, pentru ei. Sunt acei oameni care sapă adânc. Oamenii care sapă adânc, știți ce se întâmplă cu ei? Sunt fermi. Pentru că e foarte interesant cum acoperă Domnul Iisus Hristos tot felul de intemperii. Spune că a venit ploaia de sus, au venit șuvoaiele de jos și a venit vântul din lateral. Suntem în viața asta puși la diferite încercări, de sus, de jos, din lateral, de la frați, de la nu știu ce, de la oamenii din lume, de gândurile noastre, de inima noastră, de toate lucrurile astea. Suntem puși la încercare sub orice formă. A te sabota singur înseamnă să iei lucrurile cu ușurătate. V-am mai povestit și mi-a rămas foarte tare în minte despre fratele pastor Bartoș, care în momentul în care a murit soția, ne-a spus un adevăr foarte important și el a spus ceva de genul: întotdeauna vei face în timpul necazului ceea ce ai făcut înainte de necaz. În momentul în care ne povestea el, în momentul în care am auzit, am primit telefonul ăla și mi s-a spus, soția mea a murit, știți ce a fost? Singurul lucru pe care am putut să-l fac, m-am pus în genunchi și am început să mă rog. Pentru că ceea ce faci, cum îți trăiești viața înainte de necaz, înainte de încercare, așa o vei trăi și în timpul încercării. Dacă iei lucrurile neserios, nu le vei lua serios în momentul când se întâmplă o încercare. Vei fi destabilizat. Un alt exemplu, poți construi cu o fundație nepotrivită. Iar Apostolul Pavel în 1 Corinteni, el spune că nu doar fundația este importantă. Iar dacă clădește cineva pe aceste temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Nu e doar important să ai o lucrare, o fundație bună. E foarte important ce clădești deasupra. Construiești o fundație nepotrivită. Sigur, te va duce la faliment. Îmi place că omul care sapă, înseamnă că ia în considerare, care sapă o fundație în timpul pe munte, ia în considerare că va trebui să fie constant. Iar un verset din Roman 2:7 spune așa: și anume, va da viața veșnică celor prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurire. Știți până la urmă despre ce este vorba în viața noastră de creștini? Fraților, să nu obosiți în facerea binelui. Înseamnă să fii constant, să tot pui, să tot sapi, să tot lucrezi la construcția ta. Nu se termină, nu, niciunul dintre noi, atât timp cât suntem în trupul acesta de carne, niciunul dintre noi nu o să ajungă să spună, gata, am ajuns la desăvârșire. Tot construim, stăruim în bine, căutăm să facem binele, căutăm să lucrăm, să zidim, pentru că nu trebuie să ne zapotăm. În ultimul rând, și
închei. Te poți sabota necunoscând importanța și valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, e un om înțelept. Cine nu le face, nu e un om înțelept. Și aici, cred că e problema la care uneori mă confrunt cel mai mult. Să-i acorzi cuvântul lui Dumnezeu importanța pe care o are. Dar nu înseamnă doar să fie important pentru tine mersul la biserică, citirea Scripturii. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc despre să crezi că cuvântul acela și principiile lui Dumnezeu și ce spune Biblia are valoare. Îi dai valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să vă dau un exemplu. Lumea îți spune, când ești, suferi o nedreptate. Ce spune lumea să faci? Nu fi prost. Răspunde la fel. Iisus vine și spune, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastimă. Ești pus acum în fața alegerilor, în situația pe care o ai tu acolo. Crezi că ce spune Dumnezeu este important și soluția lui Dumnezeu pentru problema ta este importantă? Soluția pe care o are în cuvântul lui Dumnezeu pentru situația în care ești este importantă? Atunci vei face ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Filozofia lumii și modul în care gândește lumea este importantă? Atunci vei face ce spune lumea. Și sunt foarte multe exemple. Ce spune lumea astăzi referitor la banii tăi? Pune-i deoparte. Domnul Iisus vine și spune, nu vă strângeți comori pe pământ. Strângeți comori în cer. Chiar și zecioala pentru unii dintre noi este foarte greu să o dăm. Știți de ce? Când lumea îți spune, ia salarul tău, împarte-l și pune deoparte, dă-ți cheltuielile și pune deoparte, Hristos îți spune, ia salarul tău, 10% îmi dai mie. Asta e total la ce mă învață lumea. Asta e total pe dos la ce îmi spun analiștii financiari. Acum suntem puși în fața Scripturii. Îi dăm valoare cuvântului lui Dumnezeu sau îi dăm valoare filozofiei lumii? Te poți sabota singur. Știți cum? Nedându-i valoarea cuvântului lui Dumnezeu pe care o are. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață multe lucruri. Conform Scripturii, astea sunt viață. Vreau să vă citesc doar câteva versete care vorbesc despre importanța cuvântului lui Dumnezeu. Îmi place foarte tare răspunsul pe care îl dă Petru Domnului Iisus Hristos. În momentul în care el vorbește mulțimilor, erau cei 12 ucenici și încă vreo 70 de ucenici care aparțineau grupului, Domnul Iisus la un moment dat spune, cine mă mănâncă, carnea mea și bea sângele meu, are viață veșnică. Ceilalți 70 au plecat. Domnul Iisus se întoarce înspre ucenicii lui și îi întreabă, voi nu vă duceți? Știți care este cuvântul lui Petru? Unde să ne ducem, Doamne? Că Tu ai cuvintele vieții. Dacă aș înțelege, dacă aș fi atât de conștient să gândesc ca și Petru, unde să mă duc, Doamne? La Tine sunt cuvintele vieții. La Tine sunt cuvintele vieții. Avem de multe ori probleme. Avem de multe ori confuzii. Și totuși, nu privim asta ca soluția noastră. Sunt atât de mulți tineri căsătoriți care au probleme. Și când privește Scriptura, dacă te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, Pavel trasează câteva lucruri importante în căsătorie. Aveți grijă la relațiile voastre. Aveți grijă să ascultați soților să iubiți. Credeți că dacă ați împlini acele cuvinte, ar mai fi probleme? Pentru că știți ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu? În orice problemă o avem, înseamnă viață. Și e foarte important cuvântul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă viață. Este viu și lucrător. De multe ori, cu toate că am citit Scriptura, cred că am greșit de cele mai multe ori apropiindu-mă de Scriptură, neînțelegând că aceste cuvinte sunt cuvintele vieții. Vrei să ai viață într-un departament, vrei să ai viață
în unul dintre domeniile tale, ascultă ce zice Scriptura. Pentru că-s cuvintele vieții. Sunt cuvintele care dau viață. Este cuvântul viu și lucrător. Ezechiel 33:31. Profetul vorbește despre situația poporului evreu. Și vin cu grămadă la tine, stau înaintea ta ca poporul al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Dar cine își va adânci privirile la legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce vreau să vă spun în seara asta și e o idee simplă, un adevăr simplu. Atenție că ne putem sabota. Cred că nu-s mai supărat pe mine decât încerci să faci ceva, te străduiești să faci ceva și apoi te sabotezi singur. Mi-aduc aminte că investești în prieteni, investești în relații cu oameni și câteodată gura noastră asta mică și rea, un singur cuvânt și ai sabotat tot și ai strigat tot. Încerci să faci lucrurile duhovnicești și să nu-L ai pe Hristos acolo, te sabotezi. Încerci să citești cuvântul și să nu-L vezi ca cuvântul vieții, ca un cuvânt viu și lucrător, te sabotezi. În seara aceasta, adevărul este simplu, l-ați înțeles cu toții. Deci nu fac probleme că pilda asta trebuia clarificată. Cine aude cuvintele mele, aceste cuvinte ale mele, și le face, e ca omul ăla care stă liniștit. Am fost odată la munte și a trebuit să stau la cort. N-am dormit o noapte întreagă, știți de ce? Pentru că a venit vigilia și mă tot gândeam dacă am pus bine, am ancorat bine cortul în pământ. Și mă tot gândeam, acum vine șuvoiul și mă ia. Cine știe unde mă trezesc. Știți care e marele beneficiu al omului care îl ascultă pe Dumnezeu? Ăla e liniștit. Ăla care și-a zidit casa pe stâncă, când vine furtuna, uraganul, ce vreți dumneavoastră? Ăla stă în casă, liniștit. Cine face cuvintele mele, cine ascultă cuvintele mele și le împlinește, ăla e liniștit. Cu cât vezi mai mulți oameni care își fac probleme, îți nesiguri de mântuirea lor, îți nesiguri că Dumnezeu iubește, îți nesiguri că Dumnezeu este pentru ei, îți nesiguri că Hristos e stânca, îți nesiguri că Hristos e pentru ei, îți nesiguri că Hristos îi iubește. Aia sunt oameni care au o casă zidită pe plajă. E fain să stai pe plajă pe vreme frumoasă, e fain. Nu faci altceva decât te bucuri de soare, romantic, apus, răsărit, ce vreți dumneavoastră. Dacă nu vin norii, ce mai stresați oameni? Sunt oameni care stau cu frica, vine valul, s-a terminat. Oameni care stau undeva sus pe munte, nu-și fac probleme. Oameni care sunt liniștiți. Vreau să vă dau un singur verset care îmi place foarte tare din psalmul. Cred că este psalmul 62, versetul 5 și 7. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.
seara aceasta vreau să vă las doar că, cu aceste cuvinte. Ești sesat? Să faci probleme cu privire la viitor? Nu mai vezi o soluție? Te îngrijorezi ziua de mâine? Dumnezeu este stânca și ajutorul meu. Atât de mult îmi place că Dumnezeu folosește imagini. Dumnezeu este turnul meu de scăpare. Dumnezeu este stânca mea. Nu-mi imaginez decât să stai pe stânca și să te uiți în jos. Orice s-ar întâmpla în jos, n-are treabă cu tine. Să stai în turn, ești în siguranță. Dumnezeu este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare, nădejdea mea. Oricine aude aceste cuvinte ale mele, este ca un om înțelept, un om liniștit, un om care stă în casă și își vede de ale lui. Pentru că Hristos ne-a promis pace, liniște, siguranță, dacă facem ceea ce spune El. Și ăsta chiar în ultimul verset pe care vă dau. Oricine crede în cuvintele mele, și ce spune Domnul Iisus Hristos? Cereți orice veți vrea și vi se va da. Liniște, rugăciuni ascultate, pace. Toate, pentru că Hristos ne-a dat cuvântul vieții, Hristos a jertfit pentru noi, Hristos a rezolvat problema mântuirii. Hristos, Hristos, Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc că în seara aceasta ați ales să veniți la închinare. Cred că îmi place foarte mult să spun că mulți dintre dumneavoastră uneori vin la adunare crezând că e doar o rutină. Nu, chiar Dumnezeu a vrut, El a planificat ca dumneavoastră să fiți aici, în biserica asta și nu în alta, ca să auziți că Hristos e stânca, ca să auziți că trebuie să vă liniștiți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.